Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare o să descoperim una dintre cele mai importante teme pentru adolescenți, câștigarea banilor și investițiile. Haideți să descoperim care este principala sursă de venituri pentru adolescenți. Banii de buzunar de la părinți și, bineînțeles, de la bunici. Aceste sume trebuie administrate inteligent. Frecvența cu care adolescenții primesc bani de la părinți sau bunici, așa numiți banii de buzunar, poate fi zilnică, săptămânală, respectiv lunară. Sursa principală în mediul rural și nu numai o reprezintă muncile casnice sau agricole în familie. Sunt bine venite pentru a suda relațiile dintre membrii familiei și pentru a învăța, de fapt, valoarea banilor. Valoarea banului înseamnă trei lucruri în egală măsură: efort, muncă și responsabilitate. Sunt convins că o să vă aduceți aminte de el. Vă spun la revedere și vă doresc mult succes!